Noi acum am făcut echipă foarte puternică, Corea. Înțelegi? Acolo în stânga n-aveam. L-am luat pe Ganea. Stânga n-aveam acolo dublură la Radunovic. N-aveam în dreapta atacant. L-am luat pe ăsta, pe Rotariu. Deci noi suntem foarte puternici la ora. E, revine echip. Revine Chiricheș. Aveți vine echipă. Și Chiricheș, da. Avem echipă tare. Nu așa cred. A plecat Vulturar sau încă nu? Păi Vulturar a venit pentru că... Nu, alai că nu vă pot spune toate. Vă pot spune peste cam două luni. Uh-huh. Un secret care nu vă pot spune. Și a ochit deja jucătoria care-i doriți? Păi da, păi a fost și a venit. A deja a fost și a venit? Păi dar nu vă pot spune mai multe. Hai că nu știu. Nu vă pot spune. Uh-huh. Sunt niște lucruri care... Uh-huh. Nu vă pot spune că sunt jucători care sunt... și alții interesați. Am înțeles. Dar asta vă întreb, jucătorii aia care vroiați, iau ochii deja în Africa, acolo? Mă, unui ca și luat. Pe ce post? Păi, dar nu pot să-ți spun. Păi, ce naibii, postul, sunt dracu mii de jucători. Păi, dar nu pot, dar nu pot să spun ce să fac. Nu pot să spun că dacă vi-l spun... E posibil să faci niște investigații așa în trecut? Da, fac eu investigații, bă, dați seama, mă duc eu să mă cerșesc. Nu, tată, nu, că de ce să vă spun? Păi de ce să vă spun? Păi dar ce? Nu e jucător român, bănuiesc, nu? Păi dar nu e român, mă, este de culoare. A, și de am înțeles. Culoare. A, deci gata, da. V-ați găsit atacantul. E de culoare și este și creștin. A, bravo, deci v-ați găsit atacantul. Ce, e înalt cum l-ați vrut? Cum a zis dumneavoastră? Hai că bine, nu mai lasă, că nu vreau să spunem. Da, păi, dar nu e atacant, nu e. O să vedeți, da? Uh-huh. Ah, interesant. Și bun de tot, domn Becali, bun? Bă, are o viteză ca viteza luminii. Am văzut mai multe semnalmente că după aia se prinde da, cineva. Da, că mai e o echipă din România care l-a vrut și se prinde despre ce e vorba. Am înțeles. Bine, haideți că nu vă mai întreb atunci să vă faceți transferul. Și ăsta, băiatul ăsta, dacă vine tot din iarnă, de acum sau tot din iarnă, dacă vine? Păi ăsta vine în iarnă, de aia nu pot să vi-l spun. Am înțeles. Păi înseamnă că v-ați cam închis, nu? Pe cine să mai luați, domnul Becali? Că sunteți cam închiși cu echipa. Ce să mai luați? Păi da, o să... Băcoria, vreau să avem două echipe, că jucăm și cupa anul ăsta. Mm-hmm. Trebuie să jucăm și cupa anul ăsta, câștigăm și pe cupă și pe campionat. A, vreți eventul anul ăsta? Da, anul ăsta trebuie neapărat eventul.